Bună dimineața, bun găsit tuturor. Viitorul are multe oportunități pentru tinerii care aleg să vină să studieze la Cluj-Napoca, mai ales că și în acest an a fost desemnat cel mai bun oraș studențesc din România. Potrivit unui clasament internațional, Cluj-Napoca este pe locul 137 în lume. În acest top au fost incluse peste 160 de orașe. De departe, Universitatea Babeș-Bolyai are cei mai mulți studenți, peste 40.000 români și străini, care învață în cele 21 de facultăți cu predare în limba română, engleză, germană sau maghiară. Și interesul străinilor se menține în acest an. De exemplu, la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu sunt înscriși în acest an universitar 3.000 de studenți străini, dintr-un total de 9.000 de studenți, care astăzi au ceremonia de deschidere. Dintre aceștia, 1.600 sunt boboci. Și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară este căutată atât de români cât și de străini, iar una dintre cele mai dorite facultăți este cea de medicină veterinară. De la înființare și până în prezent, aceasta a pregătit 58 de generații de veterinari. În acest an, la USAMV sunt înscriși 5.500 de studenți. Și Universitatea Tehnică pregătește anual undeva la 20.000 de tineri în cele 12 facultăți pe care le are. Faptul că astăzi începe anul universitar se vede și în trafic. A fost destul de aglomerat în această dimineață. S-au creat ambuteaje mai ales în centru, acolo unde multe universități au câteva sedii, dar și străduțele și drumurile care duc în centru au fost la fel de aglomerate. Un drum care în mod normal se face undeva în 15 minute, astăzi timpul a crescut de 3 ori, așa că mai bine s-a mers pe jos decât cu mașina personală sau cu autobuzul, mai ales că transportul în comun nu are peste tot linii dedicate.